casa. Rugați-vă de 5 minute. În 5 minute să nu străbată mintea ta niciun gând. Decât numai gândul ai Dumnezeu. Decât numai să simți cum fulfie în jurul capului tău prezența Duhului Sfânt. Închizi ochii și îndrepti privirea interioară spre inima. Inima nu este aceea care, inima nu este cu aici chiar, de aici chiar, unde bate inima noastră, ci undeva deasupra, aici cu inimii spirituale. Dacă face această legătură, atunci mintea și primează sfatul duhovnicesc al inimii și toată ființa ta se va acolo. Și atunci, într-adevăr, puterea rugăciunii poate schimba munții, poate muta munții. Nu o să ajungem la asta. Dar n-ar cât, măcar cât de cât, organizați-vă rugăciunea în așa fel încât să vă rugați cu mintea și cu inima. Când te rogi, hai să simți o călătoare. Când te rogi cu adevărat. Când mintea ta covoară în inimă, hai să simți o călătoare. Dacă această căldură vine de jos, în sus, iese de la neamă, nu alizați-o muziții. Dacă această căldură vine din sus, în jos, sau se lucrează direct, deci fără trece prin partea inferioară a corpului, se lucrează aici, atunci este Duhul Dumnezeu care se reușește în tine. S-ar putea să ajungeți la asta. După multă vreme, nu fac o prezentare în vecinitate. Iisus ceva așa scurt, care va lucra asta. Rugați-vă de 5 minute. În 5 minute să nu se bată mintea ta niciun gând. Decât numai gândul ai Dumnezeu. Decât numai să simți cum fulfie în jurul capului tău prezența Duhului Sfânt. Și apoi, altădată o să vorbesc mai prag de rugăciunea inimii. Și apoi să simți cum Duhul Sfânt te vizitează, rar, apoi mai des, apoi mai des, până când rămâne mult timp în inima ta. Am văzut un om. Am văzut un om care făcea rugăciunea inimii. Era Părintele Ghiuș. Era bătrân, mergea foarte rar, în cauza bătrâneții, s-a luat meseria Cernica și când îl vedeai umblând pe aleile Cernicăi sau în biserică, era ca un, sfânt, nu atingea pământul. Avea o față, deși nu zâmbea, avea o față luminoasă și zâmbitoare. Am avut o revelație cu el când m-am dus la Cernica și am spus la el, și era, nu știu, vrea să te într-un colț, cam așa era un scaun acolo pentru el, în penumbră. Era un cel mai umbrit colț, era altar. Și pe cât a avansat rugăciunea, pe atât colțul Părintelui se lumina. Te uitai la dânsul și nu vedeai aureola, dar vedeai că toată zona aceea, colțul de satel, era mai luminoasă decât restul. Altarul vedeai că altarul a luminat cu lumânea lui acum pe voi. Și am înțeles atunci ce înseamnă practicarea rugăciunii în parte. Știam de el că practic, toată lumea știa că practicarea rugăciunii în mine, că a ajuns la forme așa de înalte, încât prin rugăciunea pe care o sunea inima lui tot timpul și mintea lui se creeze în aceasta din jurul lui, a fost ceva de minune. Trebuie să spun că atunci când faci rugăciunea inimii și ai ajuns la rugăciunea desăvârșită, poți să predici, poți să vorbești cu cineva, poți să vinzi lumânări, poți să faci alte lucruri, să sapi pe tine sau să vinești florile, iar inima ta și mintea ta cântă tot timpul, Doamne, să vii să fie Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Tot timpul, fără întrerupere și fără despărțire de Dumnezeu. Ca și cum mintea s-ar secționa în două. Una care lucrează ceea ce face rugăciunea și alta care ține legătura cu Dumnezeu fără întrerupere. Nu ne va trebui nouă să ajungem acolo, dar Dumnezeu este mare. Lucrul Dumnezeu face mare.